M-a adus fratele Costea la mănăstire. Xiv. Nu crede moldovenii că numai ei bagă cruci pe marginea drumului. E ca și portughezii sunt bun la de astea. Numai că aici mănăstirea e cam părăsită. S-a terminat cu credința când au dat oamenii de geni. Sau poate de atât așa. O dat de bine că nu mai bagă bani în mănăstiri. Bagă bani în biciclete. Acum localnici și turiștii, veniți, pedalează pe aici și haidem pe la mănăstiri. Poate ne schimbăm și noi mentalitatea, comportamentul. Nu mai băgăm bani în garduri, în case mari. Și ne facem viața interesantă. Hai, Dadi! Nu știu ce-o zic. Da? Că-i mare? Nu știu. Dar dacă îi zic... Scoate. Hai, du-te tu. Vrei să ești liniștit? Fără martori. Chiar e mare valea. Am oprit. Am oprit la timp, că valea nu doar e mare, dar și accidentată. Dar spate-mi las și pe jos pe aici, nu numai cu bicicletele. Faceți ca bregă ori mai bine decât bregă. Hai la drum, nu stați în casă. Și ăla-i tata nostru? Tata lor. Dar noi și îmblăm fără tată? Hai să o luăm la leva. Din capul nostru. Bună ziua! Am găsit și glod portughez și cornuț. Ca și măsline sălbatice, dacă vreți. Am ajuns și la drum bun. Ajunge atâta glod. Ca și ciuperci. Și copac de plută. Aici e unul cu iezuc, dar de-am nu mai trăiește aici. Asta ori aici, mă. Hai pe... Unde zici tu? Făcut vreo 20 km în 2 ceasuri. Da, asta e cât 50 de km în București. Și având în vedere cât e de poluat aerul acolo, e mai sănătos cât 100 de kilometri de pedalat în jurul Bucureștilor. Îndrăzniți! Hai la băltoac! Cu o bicicletă simplă aici rămâneam, dar cu asta de munte, cu crampoane, am ieșit. Aici chiar e ca la țară, la noi nici petriș nu mai este. Glodul e negru, cleios. Ne simțim ca acasă. La vale cel mai bine, dar pentru asta trebuie să urci dealul. Să transpire o leacă. Cu fața în soare. Deci știi voi cum miroase eucaliptul? Și ăsta tinerel. Și ăsta altul mai bătrân, mai zdrânțeros. E minunat.
Numai cine era cu tata, așa la ne spunea pe unde să mergem. Dar nu știu, ne-au plăcut, ei se duc în altă parte, ei se duc în altă parte, spre casa noi. Dar și miroase la voi copașa gume de mesticat. Dar pe asta e când toamna e cu lierb. Că mai sunt unii care dau foc la vegetație. Și ne mirăm că s-a prind pădurile de lângă Lisabona. În schimb, omul anu are aloie și cactus în spatele vilei. Olea, că te-ai zgâriet. E, dar măcar e frumos. Dar de ce-ți mă apucă? Împinge-o întâi biț așa pe tu. E, nu smulge-ai vegetația, că-i rezervație-i. Bun, măcar o rămas sus, bine că nu vine jos. Dar ți-a închis drumul. Așa parcă-i drum de la Durlești, de la Trușeni. Mai bravo e așa drum. Da, numai lutul e de altă culoare acolo. Și de ghin era la vale, când nu era tare abrupt. Aici mai tine nici la vale nu poți coborâ cu bița. Nu, nu. Până în cap. Știu, uiți la măslin de culcat. Dar e frumos, e frumos. Și mai vrei. Gâfâiești, trăiești. Leapota. Vorba clasicilor. Am cucerit, iar. Arabii, dar n-am intrat pe munte tot. Dar ne-a rătășit pe râpile ei. E ca la răscruș și cel mai greu. S-o iei de-a dreapta, la stânga. Încă o băltoacă. Și iar deal. Ce jupoiet unii. Săracul copac de plută. Dacă pentru asta l-a plantat, știu bine ei pasfe. Păi zic gunoi, dar pentru ce le-o pusai la fermă. Ia ca stufa de aloie și alta de cactus. Parcă suntem acasă. Olea că sunt glodat bița, dar până la șosea s-a curățit poate. Uragan, da? Micro-uragan. Am vrut mănăstirea că i-am lămurit. Și aici scrie stop. Ne oprim noi, dar după aceea. Carabie, da, aventura. Dar manca aventura a fost. Cu mănăstire, dacă începem la o mănăstire de mai aici, era mai interesant, așa. Am vrut la mănăstirea bicicliștilor. Drumuri cărchite ca acasă. Parcă le-au făcut plahotniuc. Acolo cetatea Palmela, îmi pare că și așele pe deală sunt mori de vânt. E, că unii fac jogging. E cam mare dealul. Se duc să vadă morile de vânt sau și-o mai rămas din ele. Nici elicii nu mai sunt.